Salutăm încă o dată eroii uitați și încercăm să le recuperăm memoria într-un nou episod. Eroul de astăzi a fost membru marcant al Partidului Național Român și un luptător pentru emanciparea românilor de sub dominația Ungariei. A fost un dizident veritabil și a continuat să lupte contra bocancului sovietic și în perioada comunistă, cu un curaj impresionant, de martir. Gheorghe Pop s-a născut la 3 ianuarie 1883 la Poiana Sărată, județul Trei Scaune. După ce a dat bacalaureatul la liceul Andrei Șaguna, a studiat dreptul la Budapesta și și-a luat doctoratul la Cluj. În pragul primului război mondial, intră în grupul select al jurnaliștilor români, alături de Octavian Goga, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu sau Onisifor Ghibu, și scrie la Tribuna din Sibiu și la Românul din Arad. În 1914, după ce părăsește clandestin Transilvania, ajunge în România ca să lupte alături de Goga pentru România Mare. Se înrolează voluntar în armata română și apoi, de la Kiev, tipărește ziarul România Mare pentru susținerea idealului unirii printre prizonierii români din Austro-Ungaria. Ajuns la Chișinău, îi se alătură lui Onisifor Ghibu și mișcării acestuia de renaștere națională a românilor basarabeni. După împlinirea visului unirii, intră în viața politică alături de liderii Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu și Ion Mihalache, ajutat de lejeritatea cu care vorbea multe limbi străine și de talentul de negociator și diplomat. Din postura de secretar general al Partidului Național Țărănesc, în 1941, după alipirea Basarabiei și nordului Bucovinei, Gheorghe Pop îi cere lui Antonescu să se îndepărteze de Hitler și să se apropie de anglo-americani. În aprilie 1944, omul politic spunea: "Nu am nicio încredere în sovietici. Ei sunt niște imperialiști mai turbați decât vechii țari. Noi vom avea mult de furcă cu ei și anglo-americanii la fel. Rusia sovietică e tot așa de ostilă României Mari ca și Reichul German. Mă îndoiesc mult dacă anglo-americanii vor putea să ne apere atât cât săriște supărarea cu Moscova." După instaurarea guvernului Groza, alături de alți membri ai PNţ, Gheorghe Pop încearcă, fără succes, să apere democrația în timpul alegerilor din noiembrie 1946 și își semnează, practic, condamnarea la gulag. Închis timp de 10 ani la Aiud, este apoi nevoit să stea în domiciliu forțat încă 5 ani. Eliberarea vine abia în 1962. Deși bolnav, extrem de sărac și supravegheat mereu de securitate, Pop nu poate să tacă. Cu un curaj nebunesc, într-o perioadă în care Gheorghiu Dej își declarase independența față de Moscova, deși decăzut din toate drepturile cetățenești, se arată îngrijorat de soarta românilor de peste Prut și le scrie conducătorilor comuniști să oprească denaționalizarea Basarabiei de către sovietici. După moartea lui Dej în 1965, continuă să-i trimită petiții și lui Ceaușescu, pe care îl îndeamnă să împiedice procesul de rusificare. Este un ultim act de civism și de curaj într-o perioadă în care nu exista practic dizidență românească. Pop a intuit că, asemenea altor mari imperii, nici cel sovietic nu va dura mult și că tirania va lua cândva sfârșit. Din nefericire, Pop a murit cu multă vreme înainte ca Uniunea Sovietică să se destrame, la 25 octombrie 1967. În semn de respect, a fost condus pe ultimul drum de foștii săi colegi de partid și ei abia ieșiți din închisoare, printre care și Corneliu Coposu. Acum aceste memorandumuri pot fi considerate texte testamentare ale unui erou cu o viziune și un patriotism ce n-au putut fi confiscate de barbaria regimului comunist. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.